găsit tuturor, sunt Gelu Brebănel, ca în fiecare joi sunteți invitații mei la televiziunea Giurgiu, la emisiunea mea, Giurgiu înainte de toate. Ei bine, într-o săptămână în care la Giurgiu, o săptămână care la Giurgiu poate fi declarată săptămâna fotbalului profesionist, pentru că ieri a fost un meci special Bastra-Steaua în semifinala Cupei Ligii, iar sâmbătă va fi nedeclarata finală a campionatului și a play-off-ului Astra-Steaua iarăși. Deci, iată, după două meciuri profesioniste, vreau să discutăm astăzi puțin și despre un fotbal care contează și el foarte mult, fotbalul de amatori. Discutăm despre Liga Prieteniei sezonul 2. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei. Adrian Meclea, coordonator Liga Prieteniei. Bună seara! Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Costela Gogor, am văzut-o în noiembrie și decembrie anul trecut pe la mai toate meciurile, asistent medical, voluntar în cadrul turneului Ligii Prieteniei. Bună seara! Bine ați venit și dumneavoastră! Mai participă domnul Paul Mușat, membru al staffului de organizare al turneului de anul trecut și al viitorului turneu, da? Da. Pentru că vom vorbi și despre un viitor turneu, lângă mine colegul meu Dan Alexandru Pinciu, partener media al competiției și vi-l mai prezint astăzi și ca, mă rog, coordonator al proiectului Radio Giurgiu. Vom vorbi și despre Radio Giurgiu, nou apărut, un radio online, de altfel singurul radio mai aproape de Giurgiu veni la ora actuală. Bun. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Sper că sunteți în formă și putem începe dezbaterea noastră. Discutăm așadar, aș vrea să discutăm la început despre Liga Prieteniei, ediția 1. Anul trecut, prin vară, apărea la nivel național și apoi și în Giurgiu conceptul Liga Prieteniei, despre care o să te rog să vorbești mai pe larg tu, Adrian. Apoi, în noiembrie și în decembrie, la Giurgiu s-a organizat un turneu de fotbal cu 16 echipe. Liga Prieteniei, sezonul, ediția 1 era atunci. Câteva cuvinte ca să pentru telespectatorii noștri despre Liga Prieteniei la nivel național. Ce înseamnă acest concept? Da, este un concept care a pornit din București și s-a răspândit rapid, zic eu, în alte 6 județe, inclusiv în Giurgiu. Conceptul îi aparține unui prieten care este judecător aici la Giurgiu. Și care ne-a dezvăluit mai târziu acest mic secret, da? Da. A apărut Liga Prieteniei și cam la finalul turneului de la Giurgiu ne-a dezvăluit. Așa, de fapt, dumnealui este inițiatorul. De fapt, este inițiatorul și această competiție sportivă, de fapt, acest concept Liga Prieteniei a venit ca o pasiune, o mai mare apropiere față de oameni, o dorință de a se apropia mai mult de oameni, pentru că, așa cum știm, nu știu, tagma judecătorilor, ca să spunem așa, e o castă cumva exclusivistă. Dar să trecem peste. Ideea este că adevărul e că mai rar e bine să ne amestecăm noi în tagma dumneavoastră, mai ales să stăm față în față. Da. E bine să nu ajungem acolo pe plan profesional, dar în viața socială, ca să spun așa, eu zic că este nevoie să creăm o legătură, să ne împrietenim, așa cum ne numim noi aici la Liga Prieteniei, prieteni, și tocmai de-aia, așa cum mi-a dezvăluit și el, a gândit acest proiect, acest concept Liga Prieteniei. Și așa cum spuneam, la un moment dat ne-am întâlnit și mi-a spus vreau să dezvolt Liga Prieteniei și aici la Giurgiu. I-am dat drumul în București, a prins destul de bine. Ajunseseră anul trecut undeva la 93 sau 94 de echipe. Echipe 5 plus 1, așa cum știu cei care au participat. Zic eu, o performanță, totuși într-un timp relativ scurt. Liga Prieteniei, până să înceapă la Giurgiu anul trecut, nu avea prea multă vechime în spate, un an și jumătate. Iar în luna septembrie, când am stat noi de vorbă, am hotărât să mă alătur proiectului și să încep să dezvolt ideea aici la Giurgiu. Spre uimirea mea a prins destul de bine, în sensul că am făcut cunoscut... Giurgiuveni erau dorniși să iasă din casă, să joace fotbal. Erau la mișcare, s-a văzut lucrul ăsta pentru că în mai puțin de 2 săptămâni s-au strâns 16 echipe. Ce vreau să spun este că nu am stat prea mult să arăt ceea ce vrem să facem, imediat cum am dat startul competiției, pentru că
Vorbim de un concept, iar latura sportivă, în mod concret, a început la Giurgiu cu o cupă. Deoarece s-apropiau sărbătorile de iarnă, venea timpul rece și am spus că un campionat, cu toate că de la bun început echipele participate mi-au solicitat să organizăm acest turneu, această competiție sportivă sub formă de campionat. Însă am ales varianta asta cu grupe, așa cum se știe, au fost 16 echipe împărțite în 4 grupe, s-au jucat meciuri eliminatorii, 3 meciuri în fiecare grupă, primele 2 clasate au mers mai departe în optim, sferturi, apoi am avut cele 2 semifinale. De fapt, am avut finala mică și finala mare. Au ajuns în finală PTF Giurgiu cu Salvatorii, iar finala mică Unirea Frătești cu ASEA Viitorul. Vreau să fac o precizare aici. ASEA Viitorul, o echipă compusă din tineri, din puști, aș putea să spun. Media de vârstă era undeva la 18 ani. Cu toate că erau și aici vreau să menționez că pot face parte și jucători care au sub 18 ani. Vorbim la Liga Prieteniei, ediția a doua sau sezonul 2, cum vrei tu să-i spui, despre regulament și despre condițiile de participare. Aș vrea să trecem microfonul și celorlalți invitați, doamna Gogor, cum v-ați alăturat dumneavoastră proiectului? M-am fost și eu acolo cu colegii mei de fiecare dată să filmăm, da, dumneavoastră și cu colega dumneavoastră, asistentă medicală, mereu acolo, destul de fric. Am uitat să spunem că s-a desfășurat la balon, da, Șoseaua Prieteniei, o coincidență aici, Liga Prieteniei, Șoseaua Prieteniei, da? Noi ne-am ocupat de... Sau poate nu. Momentele mai puțin plăcute din timpul partidelor de fotbal. Într-adevăr, nu au fost foarte multe incidente. Adică să fiți pe marge dacă se întâmplă vreun accident, exact, ceva, vreo luxație, Doamne ferește, ceva. Fiind un sport de contact, mai există și astfel de momente, dar... Fotbalul este un sport în care poate exista și contact, exact, nu e de contact, exact, neapărat. Da? Au fost câteva mici traumatisme, contuzii, întinderi musculare, având în vedere că s-au produs datorită faptului că unei supra-solicitări excesive a mușchilor, o parte din jucătorii fiind trecuți de prima tinerețe, însă ceea ce este de apreciat este faptul că jucătorii au ținut cont de spiritul și de caracterul competiției și anume Liga Prieteniei și mai este de apreciat faptul că atât organizatorii cât și capitanii echipelor au îndemnat jucătorii să joace cinstit, să joace corect și să respecte regulile jocului. Fotbalul se mai încinge la un moment dat, de altfel s-a și au întâmplat fost foarte chestia. Puține momente, să știți. De altfel ei trebuia să și încingă puțin. Având în vedere temperaturile scăzute din acea perioadă. Am tot respectul pentru dumneavoastră și pentru colega dumneavoastră, Amalia Stănescu. Amalia Stănilă, da. Ați fost două eroine, a stat acolo aproape 2 luni, cel puțin 4 ore pe zi. Cam fric la balonul ăla, că sportivii alergau, terminau meciul, plecau acasă, dumneavoastră a stat acolo. Da, asta așa este. Nu s-a întâmplat nimic deosebit, spuneți dumneavoastră. Nu, absolut nimic, da. Au fost momente frumoase și pentru noi, ca și, într-un fel, spectatori. Am încurajat, într-un fel... Primii spectatori, da. Da, exact. Da, doamna Costela Gogor și Amelia Stănilă, voluntari ați fost dumneavoastră, da? Fiind de profesie asistente medicale, principal, da? La, în cadrul spitalului județean. Pregătite să interveniți în caz exact, de ceva. Da. Cum de altfel, când va veni vorba să discutăm despre competiția care urmează să înceapă, da? Liga Prieteniei, sezonul 2, ca la cinema zicem, iarăși veți fi acolo pe baricade. Bineînțeles. La temperaturi mai ridicate de da, data de data aceasta, da. S-ar putea să fie ridicate dacă vă apucă vara, da? Și să treceți în extrema exact, cealaltă. Pentru că a venit vorba despre finala mică de anul trecut și pe finala mare, avem pregătit un material video. Îl difuzăm, este vorba despre un material în care prezentăm finala mică, cum ai spus și tu, Adrian, între ASEA Viitorul și Unirea Frătești, finala mare, Salvatorii PTF Giurgiu.
Aseară, în Cupa Ligii Prieteniei, s-au desfășurat întâlnirile din semifinale, cele două partide stabilind cele mai bune echipe ale competiției. S-au întâlnit Salvatorii cu Unirea Frătești, scor final 9-2, iar PTF Giurgiu a învins cu 5-3 pe ASEA Viitorul, asigurându-și un loc în finală. Urmează ca luni, 14 decembrie, să se desfășoare finala mare și finala mică. Organizatorii de la Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu au programat ora 20 pentru partida dintre echipele ASEA Viitorul și Unirea Frătești, iar finala mare va începe la ora 21, fiind disputată între Salvatorii și PTF Giurgiu. Cele 16 echipe participante la această competiție maraton sunt invitate să participe la întâlnirile de luni seara, atât pe parcursul desfășurării meciurilor programate, cât și la festivitatea de premiere a celor mai bune echipe. Organizatorii promit că vor fi premiați câștigătorii primelor 3 locuri, dar vor fi și alte multe surprize pentru celelalte echipe participante. După Cupa Fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2, un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei sezonul 2, sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Așadar, un material care prezenta finala mare și finala mică l-ați urmărit, de altfel finalele s-au și desfășurat. Te-aș ruga pe tine, Adrian, să ne vorbești puțin despre finala mare atunci. A fost una a orgolilor, Salvatorii cu PTF Giurgiu, Salvatorii echipa ISU, una dintre cele mai titrate echipe din județ, care a câștigat cam toate campionatele, cupele, competițiile la nivel național și a mers mai departe. Așa este. Cei de la Salvatorii, pompierii, așa cum sunt cunoscuți, au câștigat și ediția întâi a Ligii Prieteniei Giurgiu. Cupa am organizat-o anul trecut, noiembrie-decembrie. Așa este, sunt o echipă destul de bine închegată, cunosc. Au jucat mult împreună și la multe competiții timp. Și de altfel în timpul lor liber au participat la multe competiții și le-au și câștigat în același timp. A fost, cum spuneați, un meci a orgolilor. Pe locul 2 s-au clasat cei de la PTF Giurgiu. Cei mai mulți erau jucători din cadrul Poliției de Frontieră și era așa un fel de orgoliu al instituțiilor. Meciul a fost destul de echilibrat, pot să spun că a fost un meci frumos, un meci de finală, cu adevărat, însă până la urmă cei care au câștigat și au arătat mai bine valoarea. Sau mai constanți, da, bine au jucat mai mult împreună, cum spuneam. Hai să trecem microfonul următorului nostru invitat, domnul Paul Mușat. Vă rog să ne spuneți cum v-ați alăturat dumneavoastră acestei competiții și ce rol ați avut pe acolo. Prima oară am auzit de competiție de la Adrian, când deja a început să se promoveze și să dea publicității scopul ligii și asociații și mi s-a părut interesant și a zis să mă alătur și eu grupului. Era un proiect nou, o inițiativă interesantă. Și mai ales era nevoie de o mână de ajutor acolo, pentru că o echipă și am avut o întreagă echipă de organizare, pentru că altfel nu am fi putut să... Și au fost, chiar a fost nevoie de oameni acolo, pentru că totuși ca să 10 oameni de la fiecare echipă în fiecare seară însemna un efort să te înțelegi cu ei, să-i organizezi. Înțeleg că ați ținut legătura cu echipele, foile de... Da, de la foile de joc am ținut să am o grijă ca arbitri să țină scorul, să fie totul în regulă, să se respecte referitor regulamentul. Referitor la arbitri, ce arbitri ați avut? Poftim? Referitor la arbitri, cum au apărut arbitri, de unde i-ați... Am apelat la Asociația Județeană de Arbitraj și... Deci arbitrii profesioniști au fost, profesioniști, automat profesioniști, cu care arbitrează și în competițiile naționale de fotbal. Profesioniști. Unii dintre ei, altfel, dacă sunt de la asociația noastră, da, de aici, în Liga 4-a, 5-a. Județeană, Liga 4-a, Liga 5-a, așa e. Sunt, chiar vreau pe această cale să le mulțumesc celor din...
domnului profesor Leșanu și domnului Ivan, care ne-au sprijinit pe tot parcursul desfășurării competiției, ne-au trimis ligăți de arbitri diferite și asta consider că a fost un lucru bun, deoarece am avut posibilitatea să observăm că avem un arbitraj de calitate, zic eu. Așa cum știm, în fotbal mai apar tot felul de discuții, mai ales pentru cei care pierd. Cineva trebuie să fie de vină. El a spus și că fotbalul pe teren mic se desfășoară de regulă mai la înghesuială, pe fază de dată, mare viteză, da? Și trebuie să fii pe fază acolo. Așa este, de aceea am luat hotărârea să avem doi arbitri. În primă fază am mers pe ideea de a avea un singur arbitru de centru, fiind teren mic, însă am mers de la bun început pe varianta de doi arbitri, s-au completat bine și cred că în final lucrurile au mers așa cum trebuiau să meargă. Treabă serioasă, să domnul Ușat, contestații au fost? Nenumărate, însă ca la și fotbal, contestau fotbaliștii ăștia? Că mintea rotundă. Că n-ar fi n-au putut să bată, că n-au putut să dea gol sau că n-au fost în stare să-și țină mingea la propria echipă. Nu, dincolo de glumă, cunosc competiții sportive care tot așa au zis hai să ne întâlnim echipele instituțiilor, jucăm și noi fotbal într-un turneu, mai bem o bere după aia, mai facem, mai trecem și e vorba de un memorial, nici nu vreau să-i dau numele acum, noi mass media pe lângă, pe acolo, ca să constatăm că de la toată inițiativa asta amicală au început să conteste între ei, nu s-a întâmplat la voi. Conferințe de presă, că ăla e... Eu știu despre ce este vorba. Urât de tot. Ne-au pus în situația să fim marturi și să reacționăm la chestiunea asta. Păi ce faceți, fraților? Știți la o bere după fotbal să organizați conferințe de presă și vă contestați. Deci vedeți că fotbalul presupune și patim categorii, știm cu toții. Au luat-o foarte în serios. Deci să zicem fotbal de amatori. Zicem, hai să ne întâlnim în parcul elevilor să jucăm și după aia să mergem la un suc, la o bere, să socializăm, să nu știu ce. Și ai un regulament în care se spune să nu fii profesionist și ăștia vin cu profesioniști și cu legitimați. Deci divizia, mi se pare o glumă proastă asta, știi, să n-ai puțin obraz și să nu știi de glumă, doamne, dacă vrem să jucăm fotbal, să ne distrăm, hai să ne distrăm, nu iau portar profesionist sau atacant profesionist, care dezechilibrează competiția, ironizează pe ceilalți care mai au burtică, până la urmă n-a fost, nu scrie în regulament că să fii mare sportiv, să ai burtă. Noi ne-am gândit să fim prieteni cu toții și să jucăm la nivel amator. Ce contestau, vă întreb și eu, am și eu curiozitățile mele. Faulturi sau așa zise, faulturi. Deciziile arbitrilor, da? Deciziile arbitrilor, ca de obicei, ca la orice meci de fotbal, tot timpul arbitrul e de vină, chiar dacă el era, arbitrajul era corect și nu existau probleme. Foarte puternic se joacă la un moment dat, deci am văzut fotbal în viteză și mai ales șuturi năpraznice, te poți accidenta categorii, pun teren așa mic, mai e și varianta aia practicată de echipele mai slabe, tare și după aia sau când prinde mingea, jap cu ea la poartă, arată urât la un moment dat să prinzi mingea, să tragi acolo, să-ți lovești partenerul, să cadă pe jos, uităm de unde am început și vrem să ajungem să dăm gol de la o parte la alta. Oricum, scopul și caracterul competiției a fost de a se juca corect, fără faulturi și jucătorii, v-am spus, au dat într-un final dovadă de fair play. Da, a fost o competiție pe care am urmărit-o, am fost de foarte, foarte, nu putem să spunem că am fost în fiecare seară acolo, că nu se poate mereu, dar în fazele mai importante am fost mereu și știm foarte bine despre spiritul competiției, am apreciat. Dan, tu eu. Cum ai văzut așa de departe? La un moment dat erai în Franța când a început competiția. Da, eram la 3000 de kilometri de campionatul respectiv. Dar tot rotundă să vedem. Dar tot rotundă era, tot se învârta cum din toate sensurile. Trebuie să vă spun un secret și am să-l divulg acum în prima audiție. Am fost mare fan al celor de la ASEA Viitorul. Și îmi doream foarte mult. Competiția era deschisă pentru că era pe Facebook, pe internet și canalul de YouTube. Toate fazele puteau fi urmărite acolo. Așteptam, hai, când joacă? La cât joacă? Hai să văd ce fac băieții. Pentru mine erau băieții mei, că erau cei mai mici și apreciam foarte mult. Mi-am dorit foarte mult să câștige, să ajung în finală măcar, ar fi fost un pas. În finala mică am venit, da? Nu, eu voiam să ajung în finala mare.
De ce nu chiar să știi câștige, dar sunt convins că în sezonul 2 o să fie prezent, sper. Da, da. Și să facă la fel o imagine cât mai plăcută. Vreau să discutăm și despre sezonul 2, dar înainte de asta, Adrian, mai avem un material video, l-am intitulat noi Mergem la Naționale, să vedem despre ce este vorba. Primele două echipe din topul Cupa Liga Prieteniei Giurgiu nu s-au ales numai cu faima de a fi cele mai bune, ci și cu invitația de a participa în anul 2016 la un turneu organizat la nivel național. Salvatorii, echipa ISU Giurgiu și formația Poliției de Frontieră vor reprezenta județul încercând să ajungă cât mai sus în top. Am avut 16 echipe care s-au înscris la startul competiției, iar la final, bineînțeles, am avut o câștigătoare, echipa Salvatorii, lucrătorii din cadrul ISU, și pe locul 2 PTF Giurgiu. Vom pregăti mari surprize pe viitor, deoarece nu ne oprim aici. În 2016 vom continua această competiție, vom continua parcursul Liga Prieteniei, iar după terminarea campionatului național, unde vor participa clasatele pe primele două locuri, respectiv echipa Salvatorii și PTF Giurgiu, vor participa la campionatul național de la București, unde participă echipe din alte 6 județe, unde funcționează Liga Prieteniei. Organizatorii cupei din noiembrie și decembrie, Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, au anunțat că la jumătatea lunii martie va demara un nou campionat al Ligii Prieteniei Giurgiu, de la care se așteaptă să fie cea mai mare competiție fotbalistică pentru amatori organizată în județ. După Cupa Fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2, un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei sezonul 2, sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Așadar, mergem la naționale și ați fost la naționale. Ce s-a schimbat până la urmă față de ce se estima înaintea acestui material? Așa este, am avut competiția națională organizată la București. Din cele două echipe care și-au câștigat, de fapt, dreptul de a participa la turneul național, am avut echipa câștigătoare, Salvatorii, au participat, vreau să spun că au făcut o figură frumoasă. De ce spun asta? Pentru că la turneul respectiv au venit cu adevărat unele din cele mai bune echipe și s-a văzut nivelul de joc, însă de la primul meci au făcut o figură frumoasă în sensul că au învins echipa Liverpool, câștigătoarea cupei de la București, cum am amintit, au fost destul de multe echipe, au avut de unde să se aleagă, sau au avut de unde să genereze o echipă câștigătoare. Au câștigat cupa Ligii Prieteniei de la București, iar în supercupă au învins câștigătoarea campionatului de la București, au învins echipa FC Berceni exact cu două zile înainte de a susține noi turneul final, campionatul național de la București. Pot să spun, deci avem pompieri destoinici. Au venit cu echipa de intervenție, ca să spun așa. Cu toate că nu au avut lotul complet, adică cei de la Liverpool aveau vreo 16 jucători în lot și se schimbau cam ca la handball așa, iar noi am avut, spun noi, pentru că era echipa noastră de aici de la Giurgiu, am avut decât 8 jucători în lot, însă numai 6 au activat, unul era rezervă de portar, iar celălalt era puțin accidentat, nu a evoluat. Cu toate astea au făcut o figură frumoasă și au învins de la un 2-0 în prima repriză, 3-1 în repriza a doua, au învins cu 4-3 și chiar vreau să-i felicit cu această ocazie. Felicitări și din partea noastră, cum spuneam, avem pompieri destui, nici Dane, dacă îmi răspuns la o întrebare deșteaptă, îți dau trec microfonul și la tine. De ce pompierii din Cluj poartă bretele albastre?
Te-am prins, ca să-mi lecă de pantalonii, normal. M-ați văzut cel mai mic de aici, m-ați mișto de mine. Cu toate că nu sunt cel mai mic de aici, dar fie. Dan Alexandru Pinciu, colegul meu, dar nu se pricepe la vretere, dar se pricepe la radio. Asta, ia că și-o dată în urmă cu vreo lună și a venit la... Bă? Două luni, da, spre firma noastră mamă, cu un proiect de constituirea unui radio la Giurgiu. A implementat proiectul, acum e deja vine funcțional. E funcțional. Partener media al competiției al Ligii Prieteniei sezonul 2, alături de TV Giurgiu, bineînțeles. Asta vreau să menționez, că nu sunt singurul partener media. Și mai fi și alții. Mulțumim pentru sprijin. Anul trecut, deci l-am văzut. Pe toată perioada, da. Cu mare plăcere, este și datoria noastră, civică și socială până la urmă, să sprijinim fotbalul, pe de-o parte, apoi relațiile interumane care trec dincolo de fotbal și sunt foarte, foarte importante. Pentru că socializarea. Aici vreau să... Când socializezi, poți să pui bazele unui nou proiect. Exact. Până la urmă, asta presupune acest concept, Liga Prieteniei. Nu rezumă doar la o competiție sportivă. În același timp vorbim de un concept unde noi am creat cadrul necesar participanților să vină să iasă la mișcare, să participe la turneele organizate, așa cum discutam mai devreme, avem turnee naționale, turnee internaționale, avem turneul Albena, avem acum în perioada imediat următoare, în 22-24, avem un turneu pe care l-am numit Europa League, unde avem participante, echipe din țări precum Bulgaria, Slovacia, Republica Moldova, alte 16 echipe din țară, unele dintre cele mai bune echipe din Liga Prieteniei. Vom merge și noi cu o echipă acolo, la acest turneu. Din nou avem Superliga, Liga Prieteniei, undeva la începutul lunii august, unde din nou avem niște premii atractive, undeva în jur de 1500-2000 de euro în funcție de numărul echipelor înscrise, câștigătoarea totul. Am făcut așa, va fi un turneu mai scurt. Ce vreau să spun, că acest concept care presupune și petreceri, așa cum a fost și cea organizată la finalul... A schefuit, da, v-ați întâlnit foarte frumos, a fost o promisiune onorată. Da, așa este. Tocmai asta vrem să facem, ceea ce le oferim și ceea ce le promitem participanților, să avem posibilitatea să ne ținem de cuvânt. Eu spun că am făcut chiar mai mult de atât, fără falsă modestie, inclusiv premiile la primul sezon, și cei care ne ascultă pot să confirme, au fost suplimentate, inclusiv echipamentele sportive pe care noi le-am oferit acolo. Am vrut să mulțumim pe toată lumea, ca să spun așa. Să spunem, organizatorul de bază al acestei competiții, Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, basat în spatele întâlnirilor turneului fotbalistic la Giurgiu. Așa este. Am făcut telespectatorii noștri curioși, pentru că titlul generic al emisiunii este Liga Prieteniei sezonul 2. Mărim suspansul puțin. Dan, hai să ne vorbești despre proiectul tău radiofonic. Pornind de la ideea că în Giurgiu am avut un radio grozav, Radio Giurgiu, până în anii 90. Exact. L-am pierdut. Stațiile naționale și multinaționale care au venit la Giurgiu și au câștigat o frecvență n-au reușit să se apropie de giurgiuveni. Ții minte, Radio Contact a venit inițial cu 11 angajați, acum nu știu dacă mai oferă unul, de altfel nu mai au, pentru că s-au transformat în Kiss FM și așa mai departe. Am un prieten foarte bun acolo la Kiss FM, dar totuși îi spun că la radioul lui despre Giurgiu mai rar s-aude chiar și despre temperatura din Giurgiu. În rest, mai nimic. Mai nu sunt și ceva știri care se difuzează pe Kiss FM. Ci cu ursul, văd. Nu țin cu ursul, dar vreau să... Hai să vorbim despre bărlogul nostru. Cu ce vine nou... acest radio, ce sport? În primul rând, vine. Deci el e prezent. Vine. Știi cum era, că tot vorbeam despre fotbal. Du-te, Dică! În primul rând, își dorește să aducă informațiile de care giurgiuvenii au nevoie. Atent selectate și pe gusturile tuturor și interesele tuturor. Că sunt de dreapta, că sunt de stânga, că toți avem pe campania.
zicem și de unii și de alții. Ați apărut voi așa cam în pragul campaniei electorale. A fost o întâmplare. A fost pură coincidență și dacă îmi permiți să-mi dai două secunde să explic de ce. Doar te-am invitat. Mulțumesc. Eu m-am întors în țară la jumătatea lui februarie, anul acesta. Cum am venit, am spus, am un proiect, vreau să-l fac. Și cum mă plictiseam? Și cum mă plictiseam, hai să fac un proiect. Ce proiect fac? Păi hai să fac radio. Da, dorința mea de radio exista de mult. Să existe pentru Giurgiu, să oferim giurgiuvenilor un radio local. Și uite așa a născut, a luat naștere acest radiogiurgiu.net. A existat la un moment dat, pentru că tot vorbeam despre istoria radioului și radiogiurgiufm.ro. Da, și eu vreau să spun, pentru că mi-a plăcut cum a fost lansat radio, lansat de Nina Cimpoieru și Claudiu Cimpoieru. Claudiu Cimpoieru mi-a plăcut, mai ales Nina pe capitolul de PR, foarte bine s-a mișcat. Au lansat atunci și un ziar în paralel, dar mie mi-a plăcut, exact, cum s-au mișcat ei foarte bine. Mie îmi pare rău, sincer, că acel post de radio nu mai există. Acum a avut acest gol. Este ceea ce îmi doresc. Să-l umplu și chiar să-l depășesc, pentru că targetul meu este de a ajunge la nivelul la care Radio Giurgiu exista în anii 90. Știu foarte bine, am lucrat acolo. Știu, tocmai de asta vorbim aceeași limbă. Un radio cu audiență foarte mare și foarte iubit. Foarte multe emisiuni interactive și am făcut ceea ce trebuia să fac un radio atunci, mult informație. Și muzică de calitate. Am scos din umbră muzica românească, deci era un mare dispreț față de muzica românească. Da, știu. Am pus-o la locul ei și mult divertisment, asta trebuie la un radio. Să acompaniezi lumea. Acum, voi aveți altă caracteristică, sunt sigur că tu ții cont de asta. Una e să asculti un radio în eter, pe care poți să-l asculti la terasă, în mașină. Oriunde. Online ești legat de o conexiune la internet. Da? Nu neapărat de un calculator, de o conexiune la internet. Da, și, da, o tabletă, un telefon. Stai altfel. Efectiv. Până și în mașină. Și atunci trebuie conceput altfel. Da, este adevărat, dar sunt bariere pe care putem să le trecem și să ajungem... Trebuie să le treceți neapărat, că altfel sunteți terminați, îți dai normal, seama. Îți dai seama. Și să ajungem la urechile giurgiuvenilor. E mult mai dificil. Mie îmi pare rău că județul Giurgiu, iată, avem 3 televiziuni la Giurgiu. Și niciun radio și local niciun în FM. Radio este... în eter, pentru că... Nu există o frecvență care să îi aloce acestui radio, în condițiile în care bulgarii sunt cu 15 ani înaintea noastră la capitolul radio. Este adevărat. Au luat toate frecvențele, inclusiv frecvențe militare, și le-au transformat în frecvențe pentru radio comercial. Noi n-am fost în stare. Cred că ne-ar trebui un radio în eter, dar deocamdată vorbim de radio. Vorbim de online, pentru că eterul pentru moment nu este disponibil. M-am interesat, am încercat să discut și pe ești la București. Ești mic, deci crede-mă, cred că nu s-a vrut. Trebuie acționat direct la frecvență, cineva dacă vrea să facă chestia asta, unul politic categoric. Nu vrei să vorbim despre buget. Bine, și bugetul contează, sigur. Că știu. Da. Bun, cu ce muzică veniți voi? Muzica este atent selectată. Muzica v-a spus bani. Atent, întotdeauna. Sunt numai hituri din anii 50-60 până în zilele noastre. Dacă cineva ascultă, o să vadă că topul Billboard este prezent în playlist-ul nostru. Formatul muzical este un adult hot contemporary, adică un target de vârstă între 17-18 ani până la 65-70 de ani. Este foarte larg. Este foarte larg, pentru că... Băi, o asemenea grilă muzicală trebuie susținută cu o grilă, zic eu, generalistă. Exact. Per ansamblu. O grilă generalistică se face cu colaboratori. Discutăm și despre colaboratori? Discutăm și despre colaboratori într-un viitor apropiat, pentru că momentan încep să-l... L-am pus pe picioare, i-am dat drumul. Că ai făcut un mare pas. Și aștept acum oricine dorește să se alăture acestui proiect, așa cum eu m-am alăturat proiectului lor. Sper să lucrăm împreună în toate sensurile. Trebuie să te faci auzit și trebuie să convingi, da? Să stârnești în interes, știi? Am văzut deja mișculații pe aici cu mixere, a venit colegul, cum îl cheamă, de câteva ori? George? Radu, prietenul nostru și invitatul nostru în fiecare vineri, Radu Anță sau Just Ice, așa cum îi place lui să spună. Da. Numele de scenă. La vremuri la Hi-Fi Mix, emisiunea lui Tudor, lui Radio Giurgiu. Era organizată, dacă vreți, la un moment dat, de Radu Cimpoieru și Mirel Matei.
Bune emisiuni, da. Da, și în fiecare vineri de la 9 la 11 facem împreună matinalul cu un alt fel de muzică, pentru că ne pregătim de weekend și vrem să intrăm în atmosfera de weekend altfel. Dar, așa cum spuneam puțin mai devreme, sunt deschis la orice colaborare. Îmi doresc să colaborez cu tot Georgia, dacă se poate, și împreună să dăm voce orașului nostru, pentru că ăsta este sloganul radioului, radiogeorgiu.net, dăm voce orașului nostru. Mă fac să devin nostalgic când ai zis de matinalul vostru de vineri. Ați minte că aveam un matinal, făceam eu, Sorin Berbenciuc, Ioan Mănăilă și Ionel Muscalu, sâmbătă la Radio Giurgiu, super matinalul de sâmbătă. Dar vă invit oricând, într-o sâmbătă, să reedităm. Pentru că dădeam tare de tot acolo. Și eu astăzi chiar am avut colegi de la televiziune care mi-au spus, dă-mi muzica aia puțin mai încet, lăsați-mă, voi aveți treaba în redacție cu știrile voastre, eu am muzica, lăsați-mă da, cu muzica. Să faci atmosfera aici, să te simți bine, da? Normal. Să ai tonus, sigur că da. Bun, Radio Giurgiu acum și pe viitor am vorbit. www.radiogiurgiu.net, acesta este site-ul. Da, da, pagina da, de Facebook. Pe urechi și ascultați. Exact. Că, da. Pagina de Facebook. Să fie pornit acolo Radio pe calculator. Giurgiu. Ce mai ne spui? Că la un moment dat o să finalizăm cu sezonul 2 din... Păi, dacă tot vorbim despre sezonul 2, trebuie să spun că voi face parte din echipa de organizare. Da. Nici nu știi ce te așteaptă. Nu știu, deci, dar... Deci, echipa de data asta? Hai să ne spui, Adrian, te rog frumos, deci te vei alătura... Da, mă alătur acestui proiect pentru că mi se pare un proiect foarte interesant. Am susținut și voi susține întotdeauna sportul în Giurgiu pentru că am făcut parte din această viață sportivă locală la un moment dat. Și mi-e dor și vreau să văd oameni care fac mișcare. Vin dintr-o țară, după o lungă perioadă de timp petrecut acolo, unde vedeam persoane între 5 ani și 80 de ani care ieșeau să alerge, se plimbau cu bicicleta, ieșeau cu rolele, se duceau la not. Era felul lor de a se destinde după o zi de lucru. Și sau... și eu aș ieși cu bicicleta, dar trebuie să rezolvăm problema cu câinii. Dai unde? Da. Grup de din asfalt. No, nu, și mentalizezi, să știi că dacă ești pe stradă, știi foarte bine să alergi, să faci jogging, te pasc două reacții, una din partea câinilor și una din partea celor care stau pe margine și râdă. Ia uite și pe la ce faci. De ăștia din urmă trecem, ne pasă mai puțin, cu câinii mai greu. E cu inoc direct. Tocmai de-aia noi am vrut prin conceptul ăsta Liga Prieteniei. Hai cu Liga Prieteniei sezonul 2, când începe? Spune-ne, acum sunteți în faza de înscrieri. Da, avem în curând, pe 18 aprilie îi vom da drumul campionatului de data asta, pentru că, așa cum aminteam, am... Păi e foarte în curând, azi 14, da? Da, deja pe 16 am programat... Asta înseamnă luni. Exact, am programat o ședință tehnică cu capitanii de echipă, ne întâlnim acolo, facem tragerea la sorți, programarea informatizată a meciurilor ce urmează să se desfășoare în campionat și dăm drumul. Așa că, giurgiuveni, mai aveți încă trei zile la dispoziție să veniți să vă alăturați competiției sportive, să vă alăturați proiectului Liga Prieteniei, să vă simțiți bine, așa cum spunea și Dan mai devreme, prin ceea ce facem și în proiectul Radio Giurgiu, să căutăm să le oferim giurgiuvenilor o modalitate de a petrece timpul liber, de a se simți bine prin proiectul Liga Prieteniei, de a ieși la mișcare, de a avea grijă de sănătatea lor, așa cum aminteam într-o emisiune Mensana in corpore sano, deci e absolut necesar. Și asta căutăm să le oferim. La noi e nevoie de Mensana pentru că e vorba de incorpore Barosanu. Da, de-aia pe sistemul. Am căutat să creăm o echipă de organizare puternică, o echipă completă, să oferim toată stabilitatea necesară, o competiție echilibrată. Să spun câteva cuvinte despre cum se va desfășura competiția. Mai întâi despre înscrieri. Aveți înscrieri? Avem deja echipe înscrise. Cele mai multe din participantele la ediția anterioară sunt deja alături de noi, dar avem și echipe noi care s-au înscris în campionat. Mulți dintre aceștia nu au mai... Am fost un pic pe repede înainte la sezonul anterior și n-au mai avut timp să se înscrie. Am completat atunci numărul de 16 echipe, le-am împărțit în 4 grupe și am dat drumul. Au spus, n-am mai avut timp atunci să ne înscriem, venim acum.
Motiv pentru care... Foarte bine, echipe noi, sper să fie și surprize mari. Așa este, am pregătit surprize mari și pe linia beneficiilor oferite, ca să le numesc așa. În acest campionat vom avea, așa cum aminteam, posibilitatea să ne distrăm, să ne simțim bine, să ieșim la mișcare, să avem parte de un fotbal de calitate, un fotbal în să zic așa, în conformitate cu sloganul nostru, și anume cu respect și bun simț înainte de victorie, iar acum la acest sezon am dublat un pic și după victorie. Și după victorie. Adică noi considerăm că a participa este mai important decât a câștiga cu orice preț, chiar dacă, așa cum tot discutam, ambițiile sunt foarte mari, orgolii mari, se cunosc de mult timp echipele participante, sunt jucători care activează în formele respective de mult timp. Da, despre sezonul 2, jucăm în continuare în sistem 5+1 pentru cei care... Unde jucați? Ați ales locația? Da, de fapt, nu locația, locul de desfășurare. Eu am zis așa, cum am făcut la ediția anterioară, să fie democratic, să facem împreună cu echipa noastră de organizare, să facem și de data asta la fel. Avem două variante, să jucăm în continuare la Balon Vamă, acolo unde am organizat și data trecută, sau să mergem la terenul descoperit, că tot vine acum timpul frumos, o să fie cald afară, să jucăm pe un teren deschis, pe Victor Andreescu, e un teren acolo. Deci am spus că vreau să fie democratic, pentru că această competiție este făcută pentru participanți și așa că vom merge acolo unde se simte ei mai bine. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de o serie de factori. Ei cunosc terenurile, da. Da, dar trebuie să ținem în același timp cont de o serie de alți factori care țin de organizarea efectivă a campionatului, de posibilitatea de a crea acel fond de premiere din care noi efectiv putem să le oferim lor acele premii. Amintesc aici de competiția sportivă, turneu organizat, turneu Alben, așa cum îl numim noi. Vom merge în perioada 2-4 septembrie în Bulgaria la un turneu internațional cu echipe din multe alte țări din sud-estul Europei. Ce le oferim noi participanților, celor echipelor câștigătoare, clasate pe podium, să spun așa, vor avea posibilitatea acestei echipe să participe subvenționat de către Liga Prieteniei, de către Asociația Uniți pentru Giurgiu, adică pentru un sejur de 3 zile, 2 nopți în sistemul all-inclusiv. Nu vor trebui să plătească niciun fel de taxe de participare. Bineînțeles, acolo există niște taxe de participare pentru fiecare echipă în parte, dar de asta ne vom ocupa noi. Cum spuneam, 3 zile, 2 nopți all-inclusiv ar trebui undeva la 30 de euro să mai achite fiecare jucător în parte. Eu zic că mergem acolo să ne distrăm, să jucăm fotbal, să ne simțim bine și să ne bucurăm de soare, că mergem la mare, nu? E că mergem și noi, domnul partener media. Normal. Faceți-vă o echipă, de ce nu? Trebuie să amintim. Când mai trebuie să și câștigăm. Nu există limită de vârstă. Da, să știți că am conceput, să zic așa, această competiție de fotbal unde să fie premiați și alți participanți, nu doar cei care câștigă. Adică avem premii pentru echipa Fair Play, vom premia cel mai bun jucător, cel mai tehnic jucător, golgheterul competiției, avem o serie de alte premii pentru echipele participante. Amintesc aici posibilitatea de a-și achiziționa echipament sportiv de la firme consacrate, profesional, pot să spun un echipament profesional, așa cum am oferit și la ediția anterioară, am avut o colaborare cu cei de la Homa, erau exact acele echipamente sportive de la Națională, ei au sponsorizat și lotul național. Lotul național. Acum vor avea posibilitatea să-și aleagă de unde doresc ei acele echipamente. Noi venim în sprijinul lor și le subvenționăm echipamentele. Adică undeva la un preț de 55 de lei per echipament, ceea ce în cu siguranță... În condițiile în care mai puțin 200 de lei nu plătești. Da, exact. În condițiile în care un echipament ajunge undeva la 200 de lei sau nu mai puțin de 200 de lei. Tocmai de asta, ca să le oferim posibilitatea și celor ce nu se clasează în primele trei locuri. Spre finalul emisiunii noastre, 5 minute ne-a mai rămas, hai să vorbim puțin despre regulament și sistemul competițional, dacă sunt modificări față de anul trecut.
M-am văzut semnul tău, zici și tu, te rog, te rog. Voi două secunde, am să rog pe Adi pe această cale, pentru că tot vorbim despre sezonul 2 și că mai sunt echipe, dacă mai sunt echipe care doresc să se înscrie, care sunt condițiile și modalitățile? Da, da, care trebuie să precizăm. Încă tu vrei să-ți faci echipă. Da, vreau să fac echipă, dar nu am fi nici organizat. Este foarte simplu, adună 5 prieteni, tu ai fi al șaselea, da? Adună 5 prieteni, vino să semnezi contractul de participare, avem un contract de participare pe care îl semnăm cu fiecare echipă participantă, bineînțeles cu capitanul de echipă și cu componenții echipei respective. Ce trebuie să mai faci? Va trebui să achiziți. Acum, da, vorbim. Vorbesc direct cu tine, da? În primul rând, scuze-mă, cum intru în contact cu tine? Vă fac care... o cunoștință după aceea. Nu, da. Pentru cei care nu... Sunt postate o grămadă de anunțuri pe pagina de Facebook Liga Prieteniei Liniuță Giurgiu. Avem și site-ul oficial al competiției www.ligaprieteniei.com. Mă pot apela... Promoționalele TV Giurgiu cu numărul de telefon. Promoționalele care ne-au fost de mare ajutor și toate aceste promoționale au făcut mult mai vizibilă competiția noastră pentru giurgiuvenii noștri. Și încă o dată vă mulțumim și sper că vă vom avea alături și la acest... Mereu jucuri. Alături de fotbal și de prietenii. Uniți suntem mai puternici, să știți. Să spunem telespectatorilor noștri că dincolo de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, care este și anul trecut a stat în spatele organizării, deputatul de Giurgiu Florian Nicolae este alături de fotbal și de prietenie ca de obicei și a promis că vă va sprijini, da, și că ne va sprijini. Alături de noi este și membru fondator al asociației, fapt pentru care da, este alături de noi în desfășurarea competiției. Ca întotdeauna va alături de noi și de sportul giurgiuvean și mulțumim și îl felicităm pentru asta. Mai aveți ceva de spus, Dan? Nu, așteptam numărul de telefon. Da. Te rog. Putem să anunțăm și lucrul ăsta. 0736651925. Pot suna la numărul ăsta de telefon, le răspund cu drag celor care doresc să se înscrie, le dau toate detaliile necesare. Deja le pot găsi toate aceste detalii, inclusiv regulament de joc și regulamentul de organizare și funcționare al competiției pe pagina de Facebook Liga Prieteniei Giurgiu și pe site-ul www.ligaprieteniei.com. E mai facil acum, intri pe Facebook acolo și... Da, e foarte simplu și acolo e totul. Avem din nou canalul de YouTube, se pot inspira, ca să spun așa, și pot vizualiza toate postările pe care le-am avut. E bine să amintesc că aici meciurile sunt înregistrate, iar rezumatul este postat pe canalul de YouTube al Ligii Prieteniei Giurgiu. Treabă serioasă, doamna Costela... Pregătită pentru această competiție. Bineînțeles, da, și sperăm ca și la ediția anterioară să fie cât mai puține faulturi, să nu fie... Adică să stați degeaba pe marginea acolo. Să se bronzeze puțin. Da, numai mai ales că jocurile au loc în aer liber. Da. Domnul Ușat și dumneavoastră la fel, pregătit? Da, pregătit din toate punctele de vedere. 1, 2, 3, 4, presupun că mai vă trebuie oameni la organizare, da, și mai aveți. Mai avem, ne trebuie automat. Vom avea echipa care se va ocupa de ca să zic așa, de promovare, alături de dumneavoastră care ați fost la ediția anterioară și vă așteptăm cu mare drag. Suntem în contra, pe ce nu mai puteți să mai dăm înapoi. Avem fotografii care se fac în timpul meciului, la fel sunt postate, pot, cei interesat pot să... Un fotograf celebru la ediția trecută. Chiar țin să-i mulțumesc pe această cale lui Marius. Foarte perseverent tipul la aparatul de fotografie. Marius Crăcea a făcut chiar o treabă excepțională pe linia de fotografii. Ne-a de fiecare dată foarte multe fotografii, niciodată mai puțin de 100 de fotografii la fiecare meci, toate prelucrate, făcute. Îți spun eu, Bogdan vrea să-și facă mână pentru un turneu feminin. Cred că sunt mulți interesați de acest turneu feminin. Are promovare, e vizibil pe plan național acum, de ce nu? E bine, acum depinde și de Bogdan că se apropie campania și intră în... Are treabă. E cam ocupat. Vedeți că n-aveți pozare, e clar. Bine, glumim. Haideți să punem punct aici.
Să te rog, ultimele idei, dacă nu ai reușit să transmiți. Da, ce să spun, vă așteptăm alături de noi, v-am pregătit mari surprize. Odată la înscrieri, da? Încă da. Încă sunt deschise înscrierile, așa că puteți... Și luni demarează competiția. Luni demarăm competiția, bine. Cât va dura? În funcție de numărul echipelor, vom avea o etapă sau vom juca chiar două etape pe săptămână. Avem posibilitatea să facem și lucrul ăsta. Au fost solicitări în sensul ăsta să jucăm mai mult fotbal, adică să aibă fiecare echipă două meciuri pe săptămână și consider că așa vom proceda. Bun, mulțumesc că ați venit în platou emisiunii mele. Mult succes! Mulțumim pentru invitație! Liga Prieteniei, înscrieri încă, puteți să vă înscrieți. Luni demarează Liga Prieteniei sezonul 2. Spun tuturor giurgiuvenilor, sâmbătă meci mare cu Steaua pe Marina Anastasovici. Veniți să susținem echipa noastră giurgiuveană Astra împotriva Stelei într-o partidă care poate hotărâ campioana României, campioana Ligii I. Sângelul Vrebenel, ne revedem cu siguranță joia viitoare. Până atunci aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple. Numai bine!